Dacă ne raportăm la primul trimestru în anul 2021, așa cum este normal să comparăm anii între ei, încasările în semestru 1 din 2021 au fost în valoare de 146,2 miliarde de lei, iar încasările în semestrul 1 2022, așa cum am spus, au fost de 179,9 miliarde de lei, rezultând un plus de încasări de 33,7 miliarde de lei, un indice nominal de creștere de 123,1%. Prin activitatea de executare silită s-au încasat în primul semestru a anului 2022 6,7 miliarde de lei. De asemenea, știți că avem o direcție specială care se numește Direcția Generală de Executări Silite Speciale, care încearcă să recupereze creanțele stabilite în urma unor sentințe penale. Colegii de la această direcție au încasat în anul 2022, în primul semestru, 90,8 milioane de lei, cu 18,8% mai mult decât în anul 2021. De asemenea, prin valorificarea bunurilor intrate în proprietatea statului, am încasat 14,9 milioane de lei. Toate aceste cifre le găsiți mult în amănunțime în raportul pe care vi l-am pus la dispoziție. Activitatea de inspecție fiscală. În primele 6 luni ale anului au fost verificate persoane fizice și persoane juridice în număr de 18.108, din care persoane juridice 13.107, iar persoane fizice 5.001. Sumele stabilite suplimentar în urma acestor controle au fost de 1,5 miliarde de lei, și în același timp am înaintat organele de urmărire penală 126 de sesizări penale. Activitatea de antifraudă. Activitatea de antifraudă are două componente. Descoperirea și combaterea evaziunii fiscale, și aici am recuperat 422,6 milioane de lei și am făcut 101 sesizări penale. Iar pe activitatea de prevenire a evaziunii fiscale au fost date 6.111 amenzi în valoare de 39,2 milioane de lei și 451 de avertismente. De asemenea, prin activitatea de verificare documentară au fost emise 589 de decizii de impunere în valoare totală de 197,6 milioane de lei. Mult mai multe amănunte veți găsi despre toată activitatea pe care o are ANAF-ul în acest raport, în formatul pe care vi l-am dat, sau sunt convins că mulți dintre noi vor accesa și partea online și veți analiza toate aspectele pe care noi le-am prezentat în acest raport. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte și despre activitatea lunii iulie. Încasările lunii iulie au fost în valoare de 37,14 miliarde de lei, iar încasările lunii iulie 2021 au fost de 30,87 de miliarde de lei. Deci, practic, un plus de încasări față de luna iulie 2021 de 6,27 miliarde de lei, iar TVA-ul restituit în luna iulie a fost în valoare de 3,6 miliarde de lei. Practic, astăzi, ANAF-ul a adus rambursările de TVA la 0 zile întârziere. Nu mai există nicio decizie de rambursare a TVA-ului care să nu fie efectuată, să nu fie rambursată. În data de 10 vom face selecția națională, așa cum știți că este procedura, pentru luna august și vom face restituirea probabil în 29 august pentru deciziile care apar în această perioadă. Deci a fost un efort foarte mare, dar am ținut foarte mult ca să aducem acest TVA la 0 zile. Știți că se poate rambursa la 30 sau la 45 de zile, cum prevede legea. În luna mai aveam o întârziere de 2 miliarde de lei. Un efort al colegilor mei de la ANAF și le mulțumesc pe această cale. Am reușit să aducem acest activitate de rambursare a TVA-ului la 0 zile întârziere. Pentru că este normal ca statul să-și facă și datoria de a rambursa sumele pe care contribuabilii le-au deprimit de la bugetul de stat și acesta va fi ritmul în care vom merge de acum încolo.
Bineînțeles că există și situații în care rambursarea TVA-ului se face cu control anticipat și atunci când, la momentul când se emite decizia de rambursare ca urmare a controlelor care se fac, ele vor fi prinse în programarea națională și vor fi rambursate. Verificarea situației fiscale personale. În luna iulie, așa cum am spus în, cred că la conferința de la sfârșitul lunii iunie, am realizat mobilitatea la 120 de funcționari publici de la alte structuri către Direcția Generală de Verificări Persoane Fizice. Am făcut și sesiuni de instruire, de pregătire profesională cu 99 dintre acești inspectori. S-au selectat și s-au emis deja deciziile de avizele de inspecție la 211 persoane și în același timp, printr-un ordin de președinte ANAF 1286, care a fost publicat în monitorul oficial 733 din 21.07.2022, am extins competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și la structurile de inspecție fiscală persoane fizice de la unitățile teritoriale subordonate ANAF-ului, pentru a putea să aibă competență de verificare și aceste structuri. În luna iulie s-au descoperit 21,4 milioane lei diferențe între veniturile declarate și veniturile estimate de noi. Creanțele fiscale aferente, respectiv impozitele calculate pe această sumă, a fost de 5,9 milioane de lei. Cea mai mare diferență a fost găsită la un contribuabil din județul Iași de 11,7 milioane de lei. Creanța stabilită, respectiv impozitul pe care trebuie să-l plătească, este în valoare de 3,5 milioane de lei. În București, la un contribuabil, diferența a fost de 3,5 milioane de lei, creanța stabilită a fost de 1 milion de lei, iar în Buzău, la un alt contribuabil, diferența a fost de 3,2 milioane de lei, creanța stabilită a fost de 0,8 milioane de lei. V-am dat trei cele mai mari diferențe și impozite stabilite pe care le-au descoperit colegii mei în luna iulie. Deci, practic, în această activitate, în luna iulie, 5,9 milioane de lei au fost identificați și urmează să fie achitați sau recuperați către bugetul de stat. De asemenea, săptămâna trecută, joi, în 4 august, Antifrauda, împreună cu Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, au făcut din nou un control la importatorii și la cei care distribuie angro, legume și fructe. Știm foarte bine că aceste produse sunt cu un risc ridicat de evaziune fiscală. Pe partea noastră de antifraudă, au fost verificați 37 de contribuabili, dintre care 13 au fost sancționați contravențional. Colegii de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară au verificat pe activitatea lor specifică calitatea produselor care sunt comercializate. Acest gen de acțiuni le vom desfășura în continuu cu ritmicitate, pentru că trebuie să înțeleagă toți cei care îți desfășoară activitatea, care au business în acest domeniu, că nu se mai poate ca aceste produse să fie vândute constant și frecvent, fără documente, fără să-și registreze veniturile și fără să fie fiscalizate. Și vom continua aceste acțiuni, cum de altfel vom continua și în alte zone cu risc ridicat de evaziune fiscală, acolo unde se comercializează produse de îmbrăcăminte, încălțăminte sau alte genuri de asemenea produse. În mare, asta a fost ceea ce am vrut eu să vă comunic. Propun să trecem la întrebările dumneavoastră. Da. Explicați-ne, vă rog, mai bine, poate, cum se explică această creștere a încaserilor peste nivelul programat de 12 miliarde. A fost ANAF-ul mai tare sau pur și simplu se datorează faptului că TVA-ul care a ajuns la buget a fost într-o sumă mai mare și un fond de scumpiri de peste mai mare? Nu, deci întotdeauna avem impresia că o inflație trebuie să ducă și la încasări mai mari. Din păcate, nu
nu, clasele nu merg în același limb cu inflația și nu te ajută de multe ori inflația. De multe ori inflația poate să aibă chiar un efect negativ, să-ți crească, de exemplu, să scadă consumul, că este un preț foarte mare. Da, eu cred că, în primul și în primul rând, a crescut gradul de conformare la declarare și la plată. Prin toate acțiunile pe care le face ANAF-ul, prin legile care s-au dat în ultima perioadă, prin acțiunile de executare silită care au început mai, într-un ritm mai accentuat în acest an 2022, inevitabil a dus și la creșterea încasărilor. Prin acțiunile pe care le face antifraudă, le face inspecția fiscală, toate acestea, de fapt, converg spre un singur lucru, creșterea încasărilor la bugetul de stat. Noi ne dorim ca moralul fiscal al contribuabilului român să crească. Și așa cum am spus de nenumărate ori, contribuabilii trebuie să înțeleagă că nu este doar o obligație legală de a-ți declara și de a-ți plăti impozitele și taxele, ci este și o obligație morală. Pentru ca societatea să-ți poată dezvolta, să ai banii de care ai nevoie, trebuie să-ți achizi și impozitele și taxele. Iar legat de TVA, da, vă pot spune că încasările la TVA au crescut cu 10 miliarde de lei în primele 7 luni față de primele 7 luni ale anului 2021. Dacă în 2021 s-au încasat în primele 7 luni 42,9 miliarde de lei, în anul 2022 s-au încasat 52,4 miliarde de lei. Și aici, asupra acestui impozit, ANAF-ul îl tratează cu foarte multă atenție, pentru că știți că, din păcate, suntem pe primul loc în Europa la gheful de TVA și aici încercăm să acționăm foarte ferm pentru a reduce în timp acest gheb de TVA.